Oh.
iertați fraților, Dumnezeu să vă ierte, ridicați-mi nevoastră spre cele sfinte și binecuvântate, Doamne. Grijă cea Părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, lopțitor al tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării, pe mai mari orașelor și satelor, și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe părinții slujitori ai acestei sfinte catedrale, pe ostenitorii, închinătorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, romonahi, preoți, irodiacon, diacon, monași, monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Te adormiți într-o fericire, patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justini și Teoctist, și pe mitropoliții țării românești cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori aceste sfinte catedrale, Constantin, Șerban, Basarab, voievod, Mihnea, al treilea voievod, Radu, Leon, voievod, cu tot neamul lor cel adormit, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine,
se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași, luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasurori, pe fiecare după al său nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm.